A câștigat 12 medalii de aur, are 10 medalii de argint și 9 medalii de bronz, iar multe dintre acestea sunt câștigate la Cupa Mondială și la Campionatul European. Este campion național și acesta este doar începutul, pentru că obiectivul final este să ajungă la Jocurile Olimpice. Astăzi intrăm în lumea scrimei și vă recomand să rămâneți aici, pentru că un nou episod, Crisby Around the World Carpool Edition, începe în 3, 2, 1... Revenit la un nou vlog aici la Crisby Around the World Carpool Edition. Este sâmbătă, soarele strălucește pe cer, iar asta înseamnă că este vremea perfectă pentru vlog. Astăzi vă sfătuiesc să vă trageți echipamentul pe voi și să luați o sabie în mână, pentru că intrăm în lumea scrimei. Pentru că alături de mine va veni Rareș Ailincă, care este campion național și practică acest sport încă de la vârsta de 8 ani. Nu vă zic mai multe, pentru că în minutele care vor urma, Rareș va veni și ne va spune toată povestea lui. Rămâneți cu noi, pentru că vă așteaptă un vlog cât se poate de interesant și plin cu energie pozitivă. Bine ai venit! Hai, salut! Salutare! Astăzi o să fie un vlog super fain, plin cu energie pozitivă și o să aveți parte și de bloopers. Că am râs, ne-am distrat și o să râdem cu siguranță pe tot parcursul vlogului. Ce mai probabil. Bun, hai să începem cu începutul și să dăm startul vlogului ăsta super tare. Și să începem de la, așa cum îmi place cu fiecare vlog, începem de la început, îi dăm drumul așa cronologic până în momentul de acum. De când a început pasiunea ta pentru scrimă? Păi totul a început cam de prin, cred că 2008, da. Când era o perioadă mai, nu știu, mai nasoală de-a mea, în care mâncam foarte mult, extraordinar de mult și eram destul de dolăfănuț. Iar tatăl meu a zis într-o zi, dacă vreau să văd niște băieți care se bag cu săbile, și pentru mine, la vârsta aia, mi se părea ceva super wow. Și m-a luat în sala de scrimă, că și el, când a fost mai mic, a făcut și el scrimă și deja știe cu ce se mănâncă și știa, mă rog, cu ce se mănâncă și așa. Și m-a luat în sala de scrimă și la un moment dat zice, hai, du-te și aleargă cu băieții, du-te și joacă-te cu băieții. Și am, bă, ești nebun, m-am dus acolo, m-am îmbrăcat așa cu echipamentul, cu sabia, am început să alerg pe acolo, să mă împac și mi s-a părut super interesant. Și de atunci am, na, după am care... început să fac de performanță, că a început să-mi placă, am mers și la concursuri, am început și să câștig premii, să încep să-mi slăbesc și am început să fac de performanță. Wow, deci gen, asta a pornit în 2008. Ce vârstă aveai? 7 ani. 7 ani? Da. Deci de la 7 ani, în continuu, ai mâncat scrimă pe pâine. Da, exact. Pentru că intrăm în lumea scrimei și pentru că nu e un sport chiar atât de cunoscut, sau cel puțin nu a fost până acum recent, când a început să fie din ce în ce mai popular în România, hai să cunoaștem partea asta a scrimei, pentru că nici eu nu știu foarte mult. Din câte știu, acum ceva timp când am avut o conversație cu tine, mi-ai spus că există 3 categorii. Care sunt cele 3 categorii în scrimă? Deci este spada în primul rând, floreta și sabia pe care o practic eu. Eu practic sabia, da. Super tare. În care e diferența? Păi la spadă se lovește, trebuie doar să împungi cum ar veni cu sabia. Deci ai voie să dai doar cu vârful cum ar veni. Și poți să lovești oriunde. Poți să-i dai la picior, poți să-i dai în burtă, poți să-i dai la cap, oriunde poți să lovești și contează cine lovește primul. Da, cam da, asta da. E ideea. Și e mai mult un joc de așteptare așa, mai mult. Trebuie să aștepți greșeala adversarului. La floretă, la fel, numai tot așa prin împungere se punctează și ai voie să lovești numai de la brâu în sus, fără mască și fără brațe. Ok. Așa, și la sabie ai voie tot așa de la brâu în sus, ai voie și brațele și ai voie și la mască. Poți să punctezi și prin lovire cu împungere, dar și cu tăișul și cu contratăișul. De ce ai ales tu sabia și nu floreta? Păi, în primul rând, tatăl meu tot sabia a făcut și, în al doilea rând, cam în Brașov, pe vremea aceea, numai sabie se practica mai ok așa. Bun, deci am vorbit despre momentul în care te-ai apucat. Sunt 13 ani de când te-ai apucat, de la vârsta de 7 ani, după care am vorbit despre categoriile scrimei. Da. Acum, ce echipament, de ce echipament ai nevoie ca să practici acest sport?
Păi începem de jos. Ai nevoie de Adidas special de scrimă din cauza planșelor metalice care au niște zin special ca să nu aluneci. Ai nevoie de niște Adidas special ca să nu se rupă în momentul în care fandezi. Uh-huh. Așa. Jean-Pierre-le, niște șosete mai lungi care sunt cam la aproape orice sport prezente. Pantaloni speciali de scrimă care sunt destul de groși pentru a evita accidentările. Subțirica este o bluză destul de subțire, cum arată și numele, și îți protejează numai partea înarmată, de exemplu la mine cum sunt dreptaci, partea dreaptă. Bluza de scrimă care este mai grosuță și tot așa trebuie protejează, te protejează de accidentări. Mai e lameu care este făcut din niște fire speciale metalice ca în momentul contactului cu sabia să se aprindă niște beculețe, pentru că noi suntem conectați la niște aparate, iar în momentul în care ne atingem unul pe altul, se aprind niște becuri. Da, asta mi se pare super tare. Deci, în momentul concursului, voi sunteți legați cu de spate, da. Și în momentul în care vă atingeți cu sabia, atunci apare becul la adversar sau la tine, depinde cum a fost. Da, 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 exact. Super tare. Și așa se face punctarea. Da. Mai e firele care din care ești conectat la aparate și masca. Am vorbit despre echipament tocmai pentru că mulți oameni când se gândesc la un sport care implică o sabie, se gândesc și la accidentări sau la pericolele care se pot întâmpla. A fost cazuri, ai avut tu accidentări, este un sport periculos, scrima, ce poți să ne zici despre asta? Accidentări există la orice sport, nu neapărat numai la scrimă. Adică eu nu consider, eu nu consider un sport neapărat periculos. Dar na, tu te poți accidenta. Tot am avut vânătăi, am avut lovituri cu, nu știu, cu sabia peste mână, peste picioare, na, peste cap chiar. Wow. Da, că în partea din spate nu ești așa protejat. Ai masca cum ar veni mai în față, iar în partea din spate nu, wow, nu ești protejat. Da, na, acum incidente mai grave au fost în trecut, dar echipamentul, tot s-a lucrat la echipament și a devenit din ce în ce mai sigur. Da, și acum nu mai sunt probleme. Super tare. Deci ca în orice sport, echipamentul este adecvat. Da. Tocmai ca să evite orice fel de accidentare. Exact. Am cunoscut pericolele, am cunoscut echipamentul și categoriile, ca să ne facem o idee despre ce înseamnă scrima. Acum, încă de la vârsta de 7 ani, de 13 ani aproape, ai participat la concursuri. S-a aprins dragostea asta față de scrimă, pasiunea asta ți-ai urmat-o, pentru că toți invitații pe care îi aduc aici vorbim despre pasiune și în momentul în care urmărești pasiunea încă de mic, se dovedește că ajungi exact acolo unde dorești. Și pe parcursul anilor ai început să faci antrenamente, ai început să mergi la concursuri. Cam care a fost cel mai primul tău concurs? Primul meu concurs, cred că chiar a fost campionatul național, categoria 8-9 ani. Wow, te-ai intrat direct în pâine. Da, fix la 8 ani a fost primul meu concurs și am participat la naționale, unde probabil cred că am luat locul 5. Dar bine, cred că am fost 8 băieți sau ceva de genul și am luat locul 5. Da. E super tare, asta după un an, după un an, da? Cam după așa, da, exact. În tot timpul ăsta ai participat la concursuri atât în țară cât și în afara țării. Da. Și ai avut parte și să le vizitezi. Poți să ne spui cumva țările în care te-ai dus sau nu țările, numărul. No, să fim ușor. E imposibil numărul, deoarece am vizitat cam aproximativ toată Europa și am mai participat și la concursuri în alte continente, de exemplu. Wow. Da, și n-am stat să le număr. Wow, cât de tare. În tot timpul ăsta a participat în toți cei 13 ani, a participat la o grămadă de concursuri în, putem să spunem, în tot jurul lumii. Da, da. Și ai avut și rezultate care ți-au adus medalii. Știu că în prezentarea pe care mi-ai făcut-o ai spus și numărul medaliilor pe care le ai. Care este acesta? Așa, am în jur de vreo 60 și ceva de medalii / trofee. Dar la competiții majore, cum ar fi campionate naționale, cupe mondiale, campionate europene și așa mai departe, am în jur de 30 ceva de medalii. Super tare. Deci asta e genial.
ai în momentul actual 12 medalii de aur, da, 10 da. Medalii de argint și 9 medalii de bronz. Da. Asta este incredibil. Bun, hai să ajungem la partea asta. Ai fost la la Cupa Mondială, ai participat la Cupa Mondială și ai participat și la Campionatul European. Da, da, da. Unde ai câștigat și ai avut ai luat medalii. Da, exact. Cum a fost pentru tine să reprezinți România în jurul lumii, pentru că acum vorbim serios, în toată Europa, în toate țările pe care în care ai fost și în alte continente în care ai fost, tu n-ai fost numai ca și jucător, tu ai reprezentat țara noastră. Cum e atunci când și câștigi și ai rezultate și mergi acolo pe scenă și ieși pe podium și cântă imnul României? Da, e o senzație chiar foarte faină, dar nu pot să zic că neapărat eram împlinit în momentul în care luam medaliile, pentru că nu prea ies încă, nu mi-atingeam scopul cum ar veni. Și scopul meu este să obțin aceste medalii, dar la categoria de seniori și la Jocurile Olimpice sau Campionatele Mondiale Europene. Deci toate că... Mai mult îmi puneau lemne pe foc, cum ar veni. Mi-accentuau setea asta pentru rezultate și pentru medalii. Super, deci în medaliile pe care le-ai câștigat la categoria ta, de exemplu, nu? Da, exact. Dar asta pentru că ai vârsta pe care o ai. Da, exact. Da. Și este parte din evoluție ca să ajungi acolo mai departe și să reprezinți România, mi se pare incredibil. Și este incredibil pentru că faci asta de la o vârstă fragedă, asta de la vârsta de 8 ani. Și ca 7. Să ajungi, nu știu de ce zic 8 ani, mi-am stătat. Okay. Faci asta de la vârsta de 7 ani. Care e cel mai important concurs din punctul tău de vedere la care ai participat? Cel mai important concurs la care am participat a fost chiar anul acesta la un Grand Prix de seniori. A fost primul meu concurs de seniori în afară și chiar a fost un Grand Prix. Cam acesta a fost cel mai important, însă n-am reușit, cum a fost și primul și probabil din cauza emoțiilor și lipsei de experiență, n-am reușit să obțin un rezultat neapărat bun. Însă, ca și competiție, cea mai importantă competiție unde am și obținut un rezultat considerabil, a fost chiar de două ori la rând, doi ani consecutivi, medalia de bronz la campionatele europene. Am reușit să obțin în 2017 și 2018. Unde s-a obținut? Primul an la Plovdiv, în Bulgaria, și al doilea an la Sochi, în Rusia. Wow, super tare! Da. Medalii de bronz. Da, da, da. Ai fost pe podium. Da. Wow, cât de tare! Mi se pare genial! Acum am vorbit despre partea de suprafață. Okay. Imaginea pe care ți-ai construit-o și nivelul la care ai ajuns. Însă, oamenii și mulți dintre noi care nu suntem acolo când faci toate antrenamentele, nu știm ce stă la baza asta și în spatele rezultatelor tale, pentru că în spatele rezultatelor, în spatele medaliilor pe care le-ai câștigat, sunt ore de muncă, sunt zile și nopți petrecute la antrenament, știu că faci și multe, multe sacrificii. Și acum trecem la următorul subiect care este adresat sacrificiilor pe care un campion național, pe care un sportiv de performanță le face ca să aibă rezultatele pe care le are. Da. Am observat că foarte mulți sportivi zic că și-au sacrificat copilăria, că n-au reușit să aibă o copilărie ca restul copilor care nu practică un sport de performanță, dar mie unul mi se pare destul de greșit. Adică eu nu consider că mi-am sacrificat neapărat copilăria, consider că am ales să mă joc cu sabia în loc să mă joc cu mașinuțele. Deci e total altă mentalitate, da. Însă după ce am început să intru, cum ar veni, în pâine și să particip la foarte multe concursuri, să intru în centru olimpic și după care în lotul național, au început și sacrificiile în care am început să merg la foarte multe cantonamente, am început să am din ce în ce mai puțin timp liber, na. Da. Bine, asta nu e neapărat un sacrificiu, până la urmă este un lucru benefic mie. Nu mai pot să pierd nopțile, nu mai pot să... Na, trebuie să am grijă cât dorm, trebuie să am grijă ce mănânc, trebuie să am grijă efectiv ce fac. Asta e super tare, pentru că știu că de multe ori ești plecat, de multe ori ești în alte țări, de multe ori ești prins în cantonament, iar timpul tău liber este limitat cumva. Da.
Și este un sacrificiu destul de mare pe care îl faci pentru scrimă. Dar ce mi se pare interesant e că ai spus o chestie foarte, foarte importantă pe care vreau să o subliniez. Și este că ai spus că tu, în loc să alegi să te joci cu mașinile, ai ales să te joci cu o sabie. Da. Pentru că la tine, tu, gândirea ta este că faci totul din plăcere. Și atunci nu e ca și cum faci un sacrificiu. Da, exact. E ca și cum te duci pur și simplu, faci ceea ce vrei și pe lângă asta ai și niște rezultate. Da, păi la urmă cam ăsta e secretul succesului, să iubești ceea ce faci. Dacă o faci așa, să simți că ești, nu știu, că ești obligat și fiecare zi în care mergi la antrenamente ești, nu știu, mereu supărat și fără chef, automat nu o să ai niciun rezultat și nu o să poți să obții nimic pe viitor. Wow, așa e. Și doar e timp pierdut. Exact. În fiecare lună ești la cantonament. Da. Și după cum te știu eu, cam ai vreo 3 zile, un weekend, în care, o dată la 3 săptămâni, în care vii, poți să-ți saluți părinții, poți să petrești timp cu prietenii. Da, exact. Asta mi se pare tare, că sacrificiul pe care îl face un sportiv de performanță este cel mai important, timpul. Pentru că contează foarte mult unde îți focusezi timpul și tu alegi să-ți focusezi timpul pentru scrimă. Iar pentru familie, pentru prieteni, este un pic mai limitat. Dar asta e super tare, pentru că ai zis că nu este ceva... îl faci din plăcere și atunci nu-l consider ca pe un sacrificiu, îl consider ca pe ceva natural. Benefic, exact. Și benefic. Da. Acum că am ajuns la sacrificii, vorbim și la un... să vorbim și despre un subiect care este foarte important. Ca sportiv de performanță, ai nevoie de o alimentație benefică și o alimentație corespunzătoare sportului pe care îl faci. Pentru că ai nevoie să fii sănătos, ai nevoie de energie, ai nevoie de un corp pe care te poți baza în momentul în care mergi la concursuri. Exact. Urmărești un anumit regim înainte de concurs sau în momentul cantonamentului? Cum e? În principiu sunt meniuri alese de către antrenor sau de către doctor, depinde de cantonament și ce staff vine în el. Și na, noi trebuie să urmăm pur și simplu meniul pe care ei ni-l oferă. Atâta, nu avem nimic special. Adică, na, îți dai seama, bine, nu mâncăm cartofi prăjiți la fiecare masă sau nu știu ce desert sau, adică se mai bagă și legume și da. Na, și nu știu, diferite tipuri de cărnuri. Deci alimentație proteică? Da. De unde să ții energie, de unde să și bănuiesc că te ferești de dulciuri sau grăsimi. Mereu, de exemplu, în cantonamente la prânz mereu avem ca desert o prăjitură, să zic așa, sau ceva dulce, nu neapărat un fruct. Iar seara mereu într-adevăr avem mai fructe. Pentru că am ajuns la sănătate, urmează și un alt subiect important. Este recuperarea. Da, după exact. Fiecare antrenament, fiecare concurs pe care l-ai, la sportivii de performanță este foarte important să aibă în echipa lor și un masseur. Da, kinetoterapeut. Sau kinetoterapeut. Da. Faci masajul respectiv la picioare, la mușchi, ca să îi tonifieze și să ți se recupereze mai repede, nu? Exact. După fiecare concurs, fiecare... După fiecare concurs, după fiecare antrenament în care... forțat foarte mult mușchii respectivi și ne-am încărcat foarte mult. Na, mereu avem refacere cu masaj sau de foarte multe ori avem saună, bazine cu apă rece, orice modalitate prin care ne putem reface mușchii. Super tare! În momentul de față, sunt foarte onorat că ești lângă mine, pentru că chiar acum, în momentul ăsta, tu ești campion național, ceea ce înseamnă că în momentul actual, la vârsta ta, nu există nimeni mai bun decât tine la noi în țară. Da. Deci, asta mi se pare super tare, pentru că toate sacrificiile, toate lucrurile pe care le faci, ți-au adus rezultatele astea și în momentul de față, ești campion național. Da, corect. Wow. Da. Felicitări. Da, pur și simplu ți-am zis... competițiile astea, cel puțin la vârsta mea și acum, mă alimentează mai mult pentru viitor, pentru că nu ăsta e scopul meu, adică medalii la naționale am mai obținut și da, probabil o să mai obțin, dar scopul principal sunt competițiile în afară, adică cele mai importante, campionatele mondiale, europene și Jocurile Olimpice. Și asta e gândirea de sportiv și campion care vrea mai mult și
vrea, știi exact, știi obiectivul pe care l-ai și știi că ăla e scopul tău și acolo vrei să ajungi. Da, exact. Felicitări încă o dată. E incredibil ceea ce faci și e incredibil că ești campion național, ne reprezinți țara în toate locurile astea și să știi că noi, prietenii tăi, suntem foarte mândri de tine. Mersi. Acum, trecem la un subiect mai sensibil, zic eu. Am avut și alți campioni cu care am vorbit despre chestia asta. E vorba despre susținerea pe care o primește un sportiv de performanță. De fapt, hai să trecem, nu sportiv de performanță, un campion național sau un sportiv care ne reprezintă țara în afară. Suportul pe care îl primesc sportivii din partea școlii, de exemplu, pentru că de fiecare dată am avut elevi. Și tu ai fost, acum ești la facultate, dar ai fost elev și în perioada asta ai și participat la concursuri. Da. Ai simțit un suport din partea școlii? Te înțelegeau când era vorba de absențe, de lucrurile astea care implică sportul? Bun, uite, pot să zic de Colegiul Național Unirea, unde am și terminat, unde am și absolvit, că m-au susținut destul de mult, cel puțin din punct de vedere al absențelor și al înțelegerii. Adică, de exemplu, veneam de la un concurs, înțelegeau faptul că n-am reușit să mă pregătesc, de exemplu, pentru, nu știu, pentru un test sau pentru o teză și mi ofereau mai mult timp de pregătire și ceea ce m-a ajutat foarte mult și n-am întâmpinat probleme. Dar n-a fost primul liceu la care am fost, am mai fost la un liceu înainte în care nu am primit aceeași susținere și nu știu, de exemplu, când plecam la concursuri în afară, în Rusia, să zic, profesori credeau că eu chiulesc sau fac alte chestii și nu mi ofereau nici timp să mă pregătesc. Adică eu cum ajungeam de la un concurs, imediat eram ascultat sau primeam teste, teze, orice. Și cred că asta e o problemă pe care o întâmpină majoritatea elevilor, neînțelegerea asta față de sportivi și de la profesori. Adică, na, eu am fost un caz fericit, da, în cele din urmă, dar în principiu există și va exista mereu această neînțelegere. De exemplu, sunt foarte mulți sportivi care, na, majoritatea sportivilor aleg să facă, de exemplu, liceul de, tot așa, cu program sportiv. Dar foarte mulți aleg în cele din urmă să aibă și o variantă de rezervă, adică să nu facă neapărat tot liceul cu program sportiv, să facă un liceu, nu știu, cu profil matematică-informatică, de exemplu, ca dacă cumva, Doamne ferește, apare o accidentare care, după care nu mai poți să continui cu sportul, na, să ai planul B, să poți să te duci pe informatică. Și profesorii nu înțeleg treaba asta, că noi încercăm să mergem în paralel cu amândouă, și cu școala și cu sportul, și majoritatea au folosesc această replică că de ce nu te-ai dus la liceu cu program sportiv, de ce ai venit la noi. Și eram, na, și ei niciodată nu o să înțeleagă treaba asta. Asta e o problemă foarte mare, pentru că mereu se va adăuga că de ce nu te-ai dus la liceu cu program sportiv și de ce ai venit la matematică informatică sau la, nu știu, la filo. Da, înțeleg chestia asta, pentru că de multe ori, asta e subiectul cel mai emoționant. Avem campioni, avem oameni care ne reprezintă, sportivi buni, care ne reprezintă țara, dar nu sunt scoși în evidență prea mult. Da. Nu sunt ridicați așa un pic și ajutați și să fie un exemplu. Este foarte important când avem și cunoaștem oameni care ne reprezintă, sunt sportivi de performanță, să știe de aprecierea noastră, pentru că cred că simți și tu în momentul în care ești la un concurs și ai acolo susținătorii tăi, parcă ai altă energie, nu? Da, normal, normal. Bine, susținător, că scrima nu este un sport, nu știu, în care, ca la fotbal, de exemplu, în care sunt stadioanele pline sau la handbal sălile pline sau... Da, în principiu sunt sportivii, familiile sportivilor și probabil, na, oameni curioși să vadă ce se întâmplă. Am aflat toată povestea ta. Am aflat toate rezultatele pe care le-ai avut. În toată Europa, în care ai fost și toate continentele, Rareș Ailincă a fost acolo, a fost pe podium și a reprezentat România. Da. Și ce e important este că
cum ai zis și tu, până acum ai fost la vârsta ta. Acum începe să mergi la etapa de seniori. Exact. Începi să mergi la categoria grea. Da, exact. Și să ne reprezinți țara, să o ridici la un alt nivel. Iar ce mi se pare foarte fain este că ai un obiectiv bine stabilit în minte și scopul tău și momentul în care obiectivul final, poate. Da. Sau nu numai final, că nu o să te oprești numai acolo. Probabil nu. Este să ajungi la Jocurile Olimpice. Exact. Din să 2024. Și să obțin medalii, nu neapărat doar să ajung. În 2024. Da, exact. La Paris. Deci peste 3 ani, hai imediat 2. Da. O să te vedem la Jocurile Olimpice la Paris. Asta mai întâi ar trebui să mă calific, dar în principiu da, asta e scopul meu în momentul de față. Ce? Să mă calific la Jocurile Olimpice și să obțin și o medalie. Ce am învățat eu până acum din toată experiența mea și cu toți oamenii cu care am vorbit și toți oamenii care au fost invitați aici, este că în momentul în care faci ceva din pasiune, da, este imposibil să nu-ți iasă. Da, este garantat că o să se întâmple. Cumva universul tot se aliniază în așa fel încât să îți ofere oportunitatea și lucrurile benefice pentru tine să ajungi acolo unde îți propui. Da, dar un lucru foarte important ca până ca universul să se alinieze, vor exista foarte multe eșecuri, extraordinar de multe eșecuri, care nu ar trebui să demoralizeze niciun sportiv, adică ar trebui mai mult tot așa să te alimenteze, exact cum, da, te alimentează și medaliile, la fel trebuie să te alimenteze și eșecurile ca să muncești mai mult și în cele din urmă să obții rezultatul dorit. Consider că pe lângă rezultatele pe care ai doar din muncă, din munca fizică, ceea ce te ajută pe tine mentalitatea pe care o ai, pentru că mentalitatea ne ajută foarte mult, mai ales în momentul în care vrem să ajungem și vrem să ne urmărim pasiunea. Pentru că, cum ai spus și tu, contează, ține de noi cum tratăm eșecurile. Da, exact. Și cum tratezi tu eșecurile este ceva incredibil de sănătos și un lucru care te alimentează să mergi mai departe și să-ți dorești mai mult să câștigi. Da, exact, exact. Bine, așa, asta nu trebuie, exemplul ăsta nu trebuie urmat neapărat numai în sport, adică poți pe orice domeniu, orice îi face, eșecul n-ar trebui să te demoralizeze, dar ar trebui să te alimenteze, să muncești mai mult și să reușești în cele din urmă. Pentru că dacă renunți după eșecuri, ăsta este eșecul suprem, renunțatul. Deci dacă ai renunțat, poți zice că ai eșuat de tot. Te ridici, ești mai puternic, te duci înapoi, participi la următorul concurs, dai tot ce e mai bun din tine și... Și probabil iarăși o să eșuezi și iarăși o să vină un eșec, da? Trebuie să continui și probabil și la următorul iarăși o să fie un eșec și nu o să fie rezultatul dorit, de exemplu. Dar asta contează, să nu te demoralizeze și să nu renunți niciodată. Și în cele din urmă o să vină și concursul în care se aliniază toate planetele, în care ai muncit efectiv destul și ești în vârful maxim de formă. Și ai și noroc, probabil, na. Super tare. Și atunci poți zice că ai reușit, când te simți împlinit. Dar până atunci nu trebuie să te lași demoralizat și trebuie să muncești în continuare și să-ți vezi de drum. Da, să nu că... te lași influențat de nimeni, să nu te lași influențat de... Wow, asta, mamă, ai spus niște cuvinte care au deblocat în mine exact întrebarea următoare. Ți s-a întâmplat în decursul anilor să vină oameni la tine și să-ți spună n-ai să poți să reușești, nu, de ce ai visurile astea, să ajungi tu la, să câștigi, să ajungi campion național? Au existat oameni care să vină la tine să vină cu gândirea asta către tine să te tragă în jos? Nu, nu. Am avut parte de susținere din partea prietenilor, din partea familiei, în primul rând, contează foarte mult susținerea din partea familiei și chiar am avut-o, din partea antrenorilor la fel, adică am avut parte numai de persoane care m-au susținut și de unde am putut să învăț și foarte multe lucruri ca să cresc în cele din urmă. Wow, și în continuare suntem cu ochii pe tine până când ajungi la Jocurile Olimpice și vii cu medalia de acolo. Da, da. Bun, acum poți să-mi spui care e vârsta cea mai potrivită la care să te apuci de scrimă și de ce ai nevoie? Da,
vârsta potrivită consider că e tot așa undeva pe la 7, 8 ani, 9 ani, ceva de genul. Dacă ești prea mic, na, e ok, pentru că la început oricum cât ești copil mai mult e ca o joacă. Dar consider că vârsta potrivită e undeva pe la 7, 8 ani, cam așa, tot așa cum am apucat și eu. Dacă există oameni, de exemplu, care au copii care au 10 ani, 11 ani și vor să se apuce? Nu e nicio problemă, adică performanța se poate face oricând. De exemplu, un exemplu foarte bun este un corean, Kim, care a reușit acum la ultima ediție de Jocurile Olimpice să obțină o medalie. Iar acum la Grand Prix-ul din Franța, unde am fost eu la primul concurs de seniori, a reușit chiar să-l câștige. Da. Iar din câte am înțeles, și sper să nu greșesc, el s-a apucat la vârsta de 20 de ani. Wow! Da. Deci performanță, dacă îți dorești și știi că asta vrei să faci în viață, poți să faci de la orice vârstă. Deci ține numai de pasiune, da, de dorință. Exact. Și dacă ai astea două, dorință și pasiune, nu te mai oprește nimic. Exact. Acum ne îndreptăm către finalul vlogului acesta minunat. Și începem cu ultimele două întrebări. Dacă sunt acum copii care se uită la noi și zic: mami, tati, am văzut vlogul, vreau și eu să mă apuc de scrimă, ce le transmiți? Ce le transmiți lor și părinților, poate? Transmit în primul rând sportul n-ar trebui, nu neapărat de performanță. Să zic că sportul de performanță nu e făcut, cu siguranță nu e făcut pentru toată lumea. Dar n-ar trebui să lipsească din viața omului, efectiv. Sportul în sine, nu sportul de performanță. Sportul în sine ar trebui să fie în viața fiecărui om, pentru că e foarte important. E foarte important și pentru bunăstarea psihică și fizică, te simți mult mai ok. Și da. Și consider că copilul n-ar trebui dus la un sport și trebuie forțat să facă acel sport. Ar trebui dus la mai multe sporturi, să vadă dacă îi place, să vadă care sport îi place, na, unde se simte el mai bine, cu ce copii, cu ce antrenori. Și consider că ar trebui să fie dus la cât mai multe sporturi. Nu neapărat doar la scrimă și asta va face, dar da. E ok și scrima, poate fi dus la scrimă. Să experimenteze. Da, exact, să experimenteze. Super! Și ultima întrebare pe care o pun la toată lumea. Ce dorești să le transmiți oamenilor care se uită acum la noi? Ce vrei să știe de la Rareș Ilincă, care ne reprezintă țara, care este un campion național? Asta, să nu fie lăsați dobărâți niciodată de eșecuri și doar să-i alimenteze și să continue și să muncească în continuare ca să-și atingă scopul final. Cum am zis, dacă renunți, ăsta este eșecul suprem, să zic așa, deci nu trebuie să renunți niciodată. Wow. Eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația și ai venit aici astăzi să fii un exemplu, să-ți ascultăm povestea, să o știi și oamenii de acasă, și a fost superb. Iar ceea ce faci este minunat și îți mulțumesc că ești aici și felicitări, pentru că suntem mândri de tine, că ne reprezinți țara, suntem mândri de tine, de toate rezultatele pe care le ai și îți suntem alături. Mersi, mersi mult. Aici se oprește vlogul acesta superb de astăzi. În continuare puteți să îl găsiți pe Rareș pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok, pentru că a început foarte, foarte energic și acolo, nu? Da, și în curând și pe YouTube. Wow, asta este în premieră! Ai venit cu o super mare surpriză, e chiar în premieră. Da, da. Foarte tare! Să încep să postez și pe YouTube, pentru că asta e viitorul. Pentru a găsi sponsori și pentru, nu știu, a fi mai cunoscut, trebuie să încep și în mediul online să te postez mai mult. Instagram, Facebook, TikTok, pe YouTube, în curând. Da, în curând. Nu uitați și de mine, puteți să mă găsiți pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok și aici. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă a ajuns energia pozitivă la voi. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe ca să fiți anunțați atunci când apar vloguri noi și avem invitați speciali. Vă recomand să le apăsați pe toate, chiar și clopoțelul, pentru că în continuare vă așteaptă vloguri minunate, invitați superbi de la care o să învățăm multe și de la care o să ne încărcăm cu energia pozitivă. Yes.
Astăzi am primit energie pozitivă de la un campion și s-o păstrați pentru că energia pozitivă de la campioni trebuie să dureze până când ne vedem data viitoare. Doamne, cât de frumos este soarele ăsta. Noi vă pupăm, vă dorim o grămadă de energie pozitivă și astăzi ați primit multă energie pozitivă de la un campion național, ceea ce înseamnă că o să dureze și o să o păstrați până data viitoare. Noi vă pupăm, vă dorim o zi minunată, mult soare și până în Brașov cred că ne bronzăm. Da, da, să știi. Deci v-am salutat și ne vedem data viitoare. Bine ai venit! Salut, salut, dai replică, că avem mașină în spate. Da, pe bune și ce mai... Bine, te așteptam. Te așteptam un prig. Mai vrei să facem o dată intrarea? Stai să mă cărunți. Salut, bine ai venit! Salut, salut. Am ratat gland, mă. Bine ai venit! Ce? Bine ai venit! Hai, salut! Salutare! Ce faci? Cum e ziua asta? Foarte mișto! Asta rămâne! Loviturile... sunt... Ce? Ce-a fost dat? Nu mai știam ce vreau să zic. Deci Europa e cam toată vizitată, să zic așa, și... Fiecare țară? Da, aproximativ, îți dai seama că nu în fiecare țară, că sunt o grămadă de țări. Dar... Stai, nu mai zici. Am vizitat aproximativ... Deci, am vizitat aproximativ toată Europa și din alte continente. Am mai mers așa la câte țară, două. Deci am fost... Am fost... Deci... Lasă că am fost în toată Europa, am participat la... Am fost în toată Europa, aproximativ toată Europa, și am mai participat și la concursuri de prin alte continente și alte țări care nu aparțin neapărat de Europa. Adică... Dă-mi altă întrebare, te rog eu! Doamne, cât de frumos este soarele ăsta! Da, e foarte superb, doar că mi-intră în ochi și mai văd nimic. Tu cum conduci? Deci v-am salutat și ne vedem data viitoare! Ha 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 ha